Salut, salut și bine v-am găsit bun la un nou episod și astăzi vreau să vă prezint un set micuț, dar extrem de drăgălaș de la LEGO City. Avem acest set cu snowmobilul și cu focile. Din păcate nu am mai filmat unboxing-ul, dar oricum nu era nimic foarte special de văzut acolo, însă ăsta, după părerea mea, este un set LEGO City absolut perfect. Avem o construcție un vehicul foarte bun aici, sub forma acestui snowmobile. avem o minifigurină foarte bună și ceea ce este cel mai important, avem două animăluțe extrem de drăgălașe, această focă și acest pui de focă. Haideți să ne uităm prima dată la acest snowmobile. este o construcție simplă, folosește aceste culori, această combinație de culori care funcționează foarte bine dacă mă întrebați pe mine cu portocaliu și cu albastru deschis. La spate avem atașată această cameră, această cameră video destul de mare, chiar pare o cameră profesională folosită pentru a filma documentare și tot felul de chestii. Are șine în față, două șenile în spate. Șenile sunt doar două piese, deci nu avem șenile în toată regula care să se poată învârti. Asta e lucru care îmi place cel mai puțin la această, această construcție, dar pentru un set atât de mic este, este ok. Avem acest print în față, deci este o piesă printată, nu este un sticker. Opacitatea nu e foarte bună și albul este cam rozaliu, dar este ok, să zicem. Putem scoate minifigurina și așa arată construcția. Poți să pui chiar două minifigurine dacă una dintre ele stă în picioare și dacă te chinui puțin. Dar acum este timpul să ne uităm la vedetele acestui set, sub forma acestor foci. Avem și acest peștișor, să nu uităm de el, cu culoarea aceasta verde deschis. Dacă focalizează pe el, perfect. Și construcția secundară nu e foarte interesantă, ar trebui să reprezinte un mic habitat al focilor cu gheață și cu niște apă și asta ar trebui să fie un fel de topogan pentru, pentru puiul de focă. Dar haideți să ne uităm la aceste animăluțe pentru că sunt excepționale. O să încep cu fuiul, puiul de focă, ia uitați-l. Vedeți și voi cât este de drăgălaș acest mulaj, această piesă. Ok, am dat camera puțin mai aproape ca să-l putem vedea. Este o piesă foarte mică și foarte drăguță cu un print extrem de drăgălaș. Ia uitați ce fățuc are. Ceea ce nu-mi place este care această gaură sub bărbie. Adică înțeleg că Lego a încercat să economisească plastic, dar mi se pare că ar fi trebuit să nu fie acolo pentru că arată cam ciudat și arată și mai ciudat la această focă matură, gaura aceea sub, sub bărbie. Și este mult mai evident la, la piesa aceasta, dar foca, mama focă arată și ea extrem de drăguț. Foarte drăguț mulajul, foarte bună piesa, are așa niște linii foarte realiste, îmi plac notătoarele de la spate vedem înotătoarele din spate și așa arată piesa de dedesubt. Este mai mult goală pe dinăuntru, dar nu, nu se îndoaie sau ceva de genul. Deci două piese foarte bine realizate, mai puțin partea asta de subărbie care mă deranjează, ca să zic așa. Și iată și pe exploratoarea noastră, foarte colorată, cu foarte multe piese care folosesc injectare multiplă, deci avem Căciula care este combinată cu părul. Avem două tipuri de plastic, deci nu avem printuri care să nu arate ca lumea. Avem ghiozdanul care din nou folosește două tipuri de plastic și dacă scoatem ghiozdanul putem să vedem printurile și de la spate. Așa arată, avem ceva material reflectorizant, vedeți acolo cum strălucește. Albastrul de pe corp nu este perfect, diferă puțin de albastrul de pe brațe, dar este destul de ok, deci nu nu este o mare problemă. Printurile de pe picioare sunt destul de bune de asemenea. Și, oameni buni, acesta a fost setul, un set excepțional, cum am zis și la începutul videoclipului, cu 50 de lei. Primești foarte mult în setul acesta și este un set extrem de distractiv și... Cred că un copil s-ar bucura foarte mult de setul acesta, și nu doar copiii, bineînțeles, ci uh, oricine se poate bucura de setul acesta. Seturile arctice sunt speciale pentru mine, uh, pentru că gama aceea de la LEGO City cu exploratorii arctici de prin 2014 uh, este una dintre preferatele mele și am și un set uh, din linia aceea, acel uh, elicopter. Să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să fac un review la setul acela, pentru că este unul dintre seturile copilăriei mele. Dar până una alta, ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut, la revedere!